Ziua, bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să pregătesc o rețetă de gulaș cu carne de porc. Pentru această rețetă o să am nevoie de următoarele ingrediente. Circa 800 de grame de carne de porc pe care o să o tai în cuburi mici puțin mai târziu. 4 cartofi pe care i-am tăiat în cuburi. O frunză de dafin, o jumătate de ardei iute, pătrunjel tocat mărunt, 50 de ml de vin roșu, un morcove și un ardei gras tocate mărunt, 4 roșii tocate mărunt, 2 cepe medii tăiate julien, 100 de mg de pasta de roșii, sare, paprika și piper. Ok, haideți să tăiem pentru început carnea. O tăiem în cuburi mai mici. Am spălat-o înainte. După ce uleiul s-a încins, punem carnea. Urmărim puțin 30 de un minut, după care adăugăm și ceapa să se călească împreună. Și ceapa peste carne și lăsăm să se călească împreună preț de 2 minute. Acum adăugăm și morcovele cu ardeiul gras. Învârtim puțin și tot așa mai lăsăm la scălit împreună alte 2 minute. După ce morcovul și ardeiul s-au mai înmoiat puțin, punem cele 50 de ml de vin roșu. Nu este obligatoriu la gulaș, dar eu zic că vinul roșu îi dă un gust mai bun cărnii. Ok, deci am pus cele 50 de ml de vin roșu. Acum, cu focul la maxim, așteptăm puțin pentru a se evapora alcoolul din vin. După care vom pune apă.
30 de minute în care a fiert la foc mediu. Acum a venit momentul să punem roșii de tocat mărunt. Deci am pus roșii de tocat mărunt. Punem și pasta de roșii. Acum adăugăm și cartofii și lăsăm la fiert încă 15-20 de minute pentru a fierbe și cartofii. O să mai adăugăm sare și piper după gust. Gustăm și vedem ce mai trebuie. Gulașul nostru cu carne de porc este gata, cartofii sunt fierți, carnea este fiartă. În total am lăsat circa 50 de minute la fiert la foc mediu. Ok, acum oprim focul și putem pune pătrunjel tocat. După care îl vom pune în farfurie să vă arătăm cum va arăta pe farfurie. Așa arată gulașul nostru pus pe farfurie. Eu aici am făcut doar pentru două persoane. Dumneavoastră, dacă faceți pentru mai multe persoane, puteți mări cantitățile. Ok. Este o rețetă simplă, tradițional ungurească. Mai sunt rețete și cu carne de vită, dar eu prefer carne de porc. Noi până data viitoare vă urăm toate cele bune și numai bine. La revedere!